cumva o ecologie care era neexplorată din punct de vedere al acestei abordări. Dacă fac divizibilitatea cu 3, de exemplu, se constată pattern, nu? Se schimbă structura, divizibilitatea cu 4, cu 5, aici deja e un mix cu toate, divizibilitatea cu toate numerele, până la 9. Deci figurile astea sunt extrem de interesante, au fost preluate și sunt ca niște imagini de interferență de raze X pe structuri atomice. Se caută de ce au această similaritate și analiza Fourier de imagine dă niște obiecte didactice, obiecte fizice, echivalente, ca și ar fi fotografiate în rețea de difracție, extrem de aproape de realitate. Ce conservă această simplă proprietate dacă e par sau dispar în divizibilitatea rezultatului? Bineînțeles că pot să mă joc și cu alte numere. De exemplu, X ori Y. Sau pot să mă joc în cărți de alte pattern-uri. Și repet chestia asta. Deci structura asta de aici se găsește în ritmologia propriu-zisă. Mă joc cu numerele. Deci automat, ce vreau să sugerez? De câte ori mă joc cu numerele și oricum mă joc cu numerele, apar niște pattern-uri. Când apar pattern-uri, de multe ori sentimentul omului este că descopere ceva. Pentru că viața noastră de copil mic este să descoperim pattern-uri. Pattern-uri în vorbire, pattern-uri. Copilul asta face în primele. Deci automat, de fiecare dată când descoperă un pattern, are o bucurie, se dă o endorfină acolo. Mamă, ce am descoperit! De aceea foarte mulți oameni s-au îmbalat foarte tare cu jocul ăsta numerice și descoperiți și numerologia a avut foarte multă magie în spate și chiar foarte multe deviații foarte mari, pentru că fiecare alucinație a descoperit ce lucruri extraordinare. A descoperit faptul că vede pattern-uri. A descoperit că structura mentală este astfel construită să facă pattern recognition. Și sunt două tipuri de rețele neurale în momentul de față. Rețea neurală fără supervizare, când descoper, și rețea neurală cu supervizare, când mă învață cineva ce să văd. Și școala ne-a băgat pe toți să vedem ce ne-a spus cineva, că trebuie să vedem. Ar trebui să ne dăm drumul din nou la acea rețea inițială fără supervizare, care înseamnă să nu caute ceva cu imaginație, cu obstinație, ci pur și simplu să observe. Și creierul are proprietatea de a extrage niște invariații, niște pattern-uri. Asta e un exercițiu interesant. Alte funcții, alte forme. Că uitați ce interesant e asta. Asta este X, sin de X, mulțit cu sin de Y. Și m-am jucat cu fel de formule. Astea sunt imagini pe care le-am făcut cu Sinclair prin 86-87, când mă jucam cu această poveste, când în Scientific American era concurs internațional să ne jucăm cu cifrele, să ne jucăm cu pattern-urile. A fost o perioadă dramatică în domeniu și care a creat foarte multe exerciții de gândire, pe care profesorul autor le consideră că sunt exact echivalentul numărătorii cum ne jucam noi cu bețișoarele și cu numărătoarea în școala generală, sunt cam ceva de genul ăsta pentru formarea unei alte atitudini mentale. Să trecem la ceea ce, într-un fel sau altul, este deja bine cunoscut, să ne apropiem de partea... Deci, am vrut să sugerez că în clipa în care mă joc cu cifrele, pot să le pun și cantitativ și calitativ, și una dintre cele mai simple idei ar fi să le pun cu prag, de exemplu. E foarte interesant că și sistemele neurale, neuronul, în esență, funcționează, preia informația prin intrările sale, dar declanșează un proces, corpul neuronal procesează, ca un fel de procesor, dar declanșează da sau nu. Deci este o formă foarte interesantă de conversie între analog și digital în însă structura neuronală. Este analog pe intrări și bulean la răspuns. Și diferența de matematică sau de fundamental se face în zona sinapselor la nivelul permeabilității sinapselor, care sunt mai mult sau puțin întărite. Deci valorile rezistențelor simbolice la sinapse formează chiar însă structura mentală. Dar ideea de înțeles că este o combinație extrem de interesantă între analog și digital, între o funcție continuă și niște praguri. Praguri. Pragul îmi dă șansa să fac histerezis. Prag îmi dă șansa să fac pentru prima dată de tipul discernământ alb-negru, 1-0-1. Deci e un fel de transformare mai profundă între analogic și informațional, digital. Numai că noi jucăm jocurile digitale, în sensul pe calculator digital, calculăm digital, dar ne întoarcem cu mintea ca și când totul ar fi analogic. Când de multe ori constatăm că de fapt realitatea e digitală. De aceea legea lui Negropont este extrem de interesantă, totul e digitizat și totul e digital, trăim într-o lume digitală. Ceea ce ar trebui cumva discutat. Deci, celebra prezentare, să o luăm puțin mai în amănunt. Să încerc să vă arăt unde e poanta, unde e sa... Care e parabola parabolei lui Feigenbaum? Parabola parabolei. Deci, paradoxal, e o parabolă în sens matematic, dar e o parabolă din sensul de filozofie. Că e, de fapt, o poartă care are ambele variante. Să vedeți imediat.
Deci surprinderea logistică a fost foarte simplă. În principiu se crea, se căuta în perioada respectivă să se vadă dacă putem face o ecuație care să modeleze evoluția populației prin teritoriul dat de intensitate energetică. Fără pradă prădător, forma cea mai simplă. Am un teritoriu care poate hrăni mai 1000 de euri. Pun 2 și văd ce se întâmplă. Și vreau să fac o ecuație însă matematică, să-mi dau seama de denumirea respectivă. Și pe chestia asta a apărut așa numită ecuație logistică. Asta are o istorie foarte interesantă, dar ne întoarcem puțin mai înapoi. Aici era un parametru de control. Parametrul de control, de exemplu, poate să modeleze numărul de fiecare tip de viețuitoare, are capacitatea, la un moment dat, să se mulțească diferit, pentru că unul poate să facă 2 pui, altul poate să facă 17 pui. Deci, funcție de multiplicarea la fiecare generație, parametrul de control poate să schimbe și devine foarte interesant chiar parametrul de studiu și veți vedea ce influență extraordinară are, ce comportament induce. Îmi cer scuze pentru că unii au mai fost în sală că am mai prezentat odată, dar sunt foarte mulți a căror valoare mi se pare inestimabilă în contextul complexității, dar nu au o expertiză foarte mare de a scrie o ecuație sau a rezolva o ecuație. Și se pare că matematica este așa ceva abstract, așa de aberrant, nu se poate, e un zid în față. Foarte mulți oameni care, din păcate, n-au înțeles ce o să cer, să spun acum, poate nici o să mă pricep să spun, din păcate au renunțat să mai facă partea reală pentru că au zis că este nelogică sau e prea complicată. Dar a fost bine prezentată și a fost, cum să spun, foarte mecanicist prezentată, cu accent foarte tare pe, cum să spun, reproducerea și rezolvarea de ecuații, nu pe punere de probleme. Rezolvarea se putea face de niște chiar matematicieni, dar ar fi trebuit să fim toți oameni ca să putem chestiona natura, să putem pune probleme, să facem problematizare, nu să facem rezolvare. Rezolvarea acolo face calculatorul. Dar din cauza fricii de matematică ne e frică să și gândim în a ne aborda la un moment dat într-o formă mai științifică. Păi uitați, care e problema? Păi o definim semantic, pur și simplu. Se definesc următoarele afirmații. Există număr de indivizi la un moment dat. Ei se mulțesc în timp în funcție de specie. Consumă hrana care se regenerează în un anumit timp, fapt pentru care există o limită maximă de indivizi pe care teritoriul poate suporta la momentul T. Viteza de mulțire depinde de numărul lor, cu cât mai mult, cu atât se mulțesc mai repede. Viteza de mulțire trebuie să se anuleze dacă ne apropiem la limita de supraviețuire a teritoriului, deci da un factor limitativ. Și întrebare, în acest context, pe lista de care e numărul de indivizi în timp? Deci, așa se pune problema lingvistică. Eu cred că orice om o poate înțelege că nu are legătură cu realitatea, că sunt mai multă pradă, că e lumină, că sunt boli. E adevărat. Ce face omul de știință? Simplifică, pentru că e o esențializare, simplifică la cel mai simplu model posibil. Și pe cel mai simplu model posibil îl analizează și încearcă să scoată de acolo ce poate să scoată. Deci, cel mai simplu este asta. Păi, care e diferența între unul care face vorbă și povestește de chestia asta și ce poate să facă un matematician acum? Păi spune așa, X e numărul lor. Deci acum e o simplificare și veți vedea că de fapt e o formă de scriere. Deci matematica este o formă de scriere mai compactă a celor lucru care o descrie în cuvinte. Poți să scriu 5 fraze sau o formulă. Pentru că dacă ai ști să o citească, formula este că toate frazele. Nu înseamnă că e frumoasă sau urâtă. El poate să-ți bată formula și extaziată în fața formulei de face cum zice Einstein. Este minunată. Nu, este de drept o scenă formula asta, îi zicea. Păi ca să fie adevărată, trebuie să fie și frumoasă. Prin frumoasă ca ce? Că e descrisă cu rondă sau cu periuță caligrafică? Nu. E frumoasă în structura ei. Deci, cu alte cuvinte, ce înseamnă că se mulțesc în timp? Că acest număr depinde de timp. Forma de scriere că depinde cu paranteza asta, că el depinde de timp. Ca să vadă de ce parametru depinde. E acest număr finit, există o limită maximă care asta înseamnă că există un X maxim care este 1100, este un număr finit. Asta X maxim este o constantă. Ce înseamnă viteza de mulțire? Pe cât de, cât de tare crește numărul de iepuri, delta x-ul ăsta, de x-ul ăsta, pe interval de timp. Asta înseamnă viteză. Deci, eu ce pot să spun mai repede? Cu ce viteză se mulțesc? Nu pot să spun cât sunt. Dar viteza pot să o fac. Că văd câți au fost ieri față de cât au fost alaltă și fac o diferență pe o zi. Și văd că s-au mulțit 15 pe zi. 17 pe zi, 19 pe zi. Deci asta pot să o fac. De ce vă să dau seama, că analizez logic acum, că viteza lor de înmulțire depinde de numărul lor. Păi că am mai zis-o asta. Dar acum, până așa, că se numește, e proporțională cu. Și ce mai zic? Că viteza e proporțională cu ceva limitativ. Remarcați, variabila noastră este numărul lor și când se atinge valoarea chiar numărul lor să fie x maxim, devine 0, termenul ăsta. Deci îmi scrie foarte banală limitativă. Viteza lor trebuie să fie proporțională și cu acest termen.
unde x maxim este constantă aia pusă la început, cât pot fi, și x mic acolo este valabilă cât sunt la momentul respectiv. Păi dacă sunt numai 2 și am până la 1000, factorul ăsta nu contează. El este dă voie să înmulțească. Dacă însă sunt 1850 de iepuri pe insulă și 1000 total, diferența e mică și diferența aproape de 0 și va bloca, va micșora viteza asta. Și acum ce se spune în matematică? Că dacă două elemente sunt proporționale, între ele sunt proporționale cu produsul lor, creții de compoziție. Și mai spune un lucru interesant, că dacă două lucruri sunt proporționale, sunt egale mai puțin cu o constantă. Deci, cu alte cuvinte, această calculată de condiții de aici se spune așa în final. Că astea două sunt produsul lor, că sunt proporționale cu amândouă, și ca să pune egal în loc de proporțional, înmulțesc cu o constantă. Și apoi de ecuația asta. Ecuația asta, în principiu, este cel mai greu lucru de făcut. Că după aceea sunt sute de oameni care rezolvă. Dar să scrie ecuația, asta e problema. Să-mi treacă prin cap o anumită repunere a problemei, să-mi treacă prin cap o anumită așezare de afirmații care să poată fi cuantificabile, să aibă o logică, să aibă o simplificare și mai departe. Cât ea de simplă, asta am generat teoria efectivă și descoperirea celor două constante ale haosului, care este considerată, v-am spus, nu spun eu, spune lumea, după fizica cuantică, practic a doua descoperire majoră a secolului trecut. Ce se întâmplă? Calculatorul nu știe să lucreze, să opereze cu ecuația respectivă. Nu poate să opereze cu ecuația aceea. Pentru că ea nu știe să lucreze cu formule, cu simbolistic. Ea nu știe să lucreze calculatorul numai cu numere. Și atunci, ecuația aia complicată, care era dx pe dt, se scrie delta x pe delta t, delta x, faceți aminte, delta x înseamnă final minus inițial, adică la clasa noua. Și atunci, automat, ajunge ceva așa că viitorul depinde de formula asta care este prezentul. Deci e o formă de scriere foarte interesantă, banală, de discretizare a ecuațiilor. Cine a mai făcut un pic pe la facultate, e prima lecție vorba de discretizare. Dar ce important este că îmi o transformă într-un proces. Că atunci am dat data trecută cu z egal cu z pătrat plus și la Mandelbrot, ce important e acel proces. Pentru că nu mai calculez o singură dată o funcție de valoarea 17. De exemplu, că aveam valoarea și puneam în funcție valoarea 17 și vedeam cât face rezultatul. Nu. Aici iau la început numărul de iepuri la momentul 0 inițial, aplic formula și găsesc după o zi. După care a venit a doua zi, deci pun aici formula și calculez pentru a doua zi. Și fac această idee recursiv. Această recursivitate creează, prin însăși faptul că am un produs aici, în neliniar, și creează, fără să vreau, un joc de cifre, mă aruncă cu totul alt nivel de observație. Ce înseamnă, în final, a găsi o soluție ca să văd, în final, care este numărul de iepuri din final? Păi, ca să văd care este convergența acestui șir. Spre ce valoare tinde acest șir? Și asta este metoda de rezolvare. Care e valoarea finală? Se apropie de ceva? În mod normal, când s-a făcut prima dată această aproximație, această aplicație, s-a constatat în mod explicit că umple încet, încet suprafața insulei și rămâne stabil. Și din clipa respectivă, modelul nu a mai avut niciun sens, pentru că nu a fost validat de realitate, pentru că populația oscilează, chiar și singură, fără prădători. Are oscilații naturale, măcar pentru boală. Ecuația, în clipa care a putut fi rezolvată ecuația numeric de către Feigenbaum, a fost cel care a văzut, a observat așa. Vă dați seama, era un calculatorist, era un matematician cu creionul, nu avea treabă cu calculatorul, dar a văzut calculatorul de buzunar. Și se juca acum pe ecuația respectivă, căci își dădea seama, simțea că viitorul este a calculatorului numeric. Dar trebuie să trec ecuațiile alea scrise așa cu dx pe dt, să le trec în numeric. Și să învăț calculatorul să le rezolve. Și el se juca cu chestia asta. Și a constatat un lucru foarte interesant, că în funcție de parametru de control, de care discutam adineaur, acea parametru de control, de exemplu, cât iepuri se mulțesc la un moment dat, până la o anumită valoare critică a parametrului de control, soluțiile sunt una singură, e stabilă. Adică am o singură soluție stabilă, 1000 de iepuri, sau 900 de iepuri, în orice caz, trind de număr de iepuri și rămâne stabilă. Până la un punct critic. Când șirul ăsta de valoare x1, x2, x3, x4, care era tot timpul, ducea pe aceeași limită, șirul ăsta se sparge în două subșiruri. Un șir pe numere pare, x1, x3, x5, și un șir pe numere impare, x2, x4, x6. Unele merg către o limită și unele merg către altă limită. Deci aceeași ecuație, în principiu, fără să schimbe nimic în ecuație, numai cu o constantă, ca parametru de control, ca un buton la radio,
dădea o singură soluție posibilă, doar două soluții posibile. Această bifurcație a fost un șoc, pentru că, adică, noi știm că dacă ecuația gradul 2 are două soluții complexe, conjugate, ce-o fi acolo? Dacă o, să fie deja un număr până la o anumită constantă cu o singură soluție după aia două, mă rog, hai să mai zicem. Dar dacă mergem mai departe, se constată că la altă valoare parametrului de control, fiecare subșir se splitează iar în două și apar patru soluții posibile. După care 8 soluții posibile. După care soluțiile sunt așa de multe cât nu le mai pot discerne câte sunt. Deci aici nu am nicio libertate. Dacă sistemul merge după legea asta, nu am nicio libertate. O singură posibilitate. Sunt exact aici. Deci nu am nicio libertate. Sunt în poziția dată de sistem. Aici am două poziții posibile. Pot să fiu aici sau afară. Aici am ce alege. Aici am nevoie de putut alegere. Pot să fiu în același timp și aici și aici, pe cele două rame. Ori pe soluția asta, ori pe soluția asta. Deci gradul de incertitudine crește pe măsură ce numărul soluțiilor posibile crește. Dar de cine devine? Un parametru de control. Poate să fie, știu eu, temperatura de afară, poate să fie cultural, poate să fie ceva care e un parametru care nu știu să-l măsori și care poate gravat să fie o structură foarte permeabilă pentru societate și se dezvoltă extraordinar, că sunt multe soluții posibile și fiecare găsește locul și pe să înceapă o restrângere și să se apară că e reversibil fenomenul, poate să fie și invers. Și automat, dintr-o dată, am analiză, din ce mai multe soluții, după am sinteză. A fost foarte șocat când a văzut chestia asta, pentru că lumea l-a acuzat că artefact numeric, e o problemă de anumită factură. Ideea de bază este că el a observat un lucru foarte important. Remarcați punctul de bifurcație, al doilea punct de bifurcație, al treilea punct de bifurcație, al patrulea, dacă pun lupa, pot să o măresc să văd mai bine. Pot să definez punctele astea, da? Punctul de aici, punctul de aici, punctul de aici, pe verticală. Și a constat că raportul dintre asta asupra asta, egal cu raportul dintre asta asupra asta, egal cu raportul dintre toate respective, deci poate, uite, există o progresie de rupere, de creștere a numărului de soluții după o progresie geometrică. Deci are o logică. Nu e chiar de ca la limită. La limită, la limită. Acum, cum să spun, vom face interacția numărul 2 când intrăm în idee, că sunt chiar la curs, încercăm să dăm o imagine generală. La limită. E adevărat când aici este diferența majoră și noi trebuie să încercăm să facem un imbaj de la sincer de fără să ne naturăm. Încercăm să nu te dăm